Prieteni dragi, vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alin, astăzi este vineri, astăzi vorbim despre Survivor, analizăm absolut tot ceea ce s-a întâmplat, el este weekend, iar dacă sunteți noi pe acest canal, nu vă costă nimic să vă abonați, pentru că pe acest canal găsiți informații, comentarii, statistici și așa mai departe cu absolut tot ce se întâmplă la Survivor România 2021. În vlogul trecut, după cum bine ați văzut și dumneavoastră, am cam fost singurul în care am spus că Jador părăsește competiția, să nu vă lăsați manipulați de ceea ce vedeți la televizor, cum că Zani plânge, cum că Chitoașcă plânge culiță și așa mai departe. Am spus clar că atâta timp cât se fac consilii de urgență, va pleca tot timpul o persoană accidentată. În fine, dragii mei prieteni, la sfârșitul clipului o să vă pun și o persoană care se bucură de plecarea lui Jador. Și mai exact, Bogdan Mocanu a făcut un live în care chiar se bucura că Jador vine în România, că se recuperează și că o să fie bine. Reacție foarte, foarte plăcută din punctul meu de vedere. Consider o prietenie foarte frumoasă între cei doi și de asta vreau să rămâneți până la sfârșit, unde o să vă pun eu acel mini live unde Bogdan Mocanu chiar se bucură că Jador vine în România și probabil se recuperează. Vreau să-i felicit, nu înainte de a vorbi despre subiectul Albert, Maria, Starlin și Sorin, vreau să felicit echipa faimoșilor de ieri, toată echipa la un loc, dar mai mult vreau să felicit pe Culiță care a adus 3 puncte, pe Sebi care a adus 2 puncte, Zani 3 puncte și Irișa 2 puncte, practic toți cei 4 au cam adus victoria echipei faimoșilor. De Sorin, ce să mai zic, foarte, foarte slab pe teren, cumva hoțul strigă hoțul. De ce spun hoțul strigă hoțul? Pentru că ați văzut și dumneavoastră clar, Sorin, săracul, Lina a apucat să iese din apă și Zani a terminat runda, i-a luat punctul, Starlin la fel a pierdut și el la rând, doar că săracul Albert a pierdut doar un singur meci și din nou toți nervii se varsă pe el, de parcă Albert ar fi de vină că este votat de către dumneavoastră, publicul de acasă. Asta nu-mi explic nici eu, de unde atâta ură, de unde atâta frustrare. O să vedeți și în episodul de azi cum Sorin se trezește, chiar în miez de noapte, aveți aici o singură fotografie la ce se va întâmpla, se trezește în miez de noapte și se ia din nou de Albert, probabil are coșmaruri cu el. Cei doi, Starlin și Sorin, cred că și-au făcut așa un fix pe Albert și ei nu înțeleg de ce este votat dacă pe plan sportiv nu este bun. Ok, nimic de zis, pe plan sportiv nu este bun, doar că indirect Sorin și Starlin jignește o anumită parte din românii noștri care votează, care își consumă sau își irosesc banii pe acele SMS-uri, votând Albert, pentru că până la urmă este opinia fiecăruia și fiecare decide ce face cu banii și pe cine votează. Mai nou am văzut că și Maria este luată în colimatoriu, jos pălăria pentru ea și de apreciat, pentru că ea le-a făcut față celor doi și le-a spus în față că ei nu fac discriminări, nimeni nu ajută și așa mai departe. Într-adevăr se vede cu ochiul liber că Albert și Maria și restul lumii se reproșează lui Albert că de ce nu a votat-o pe Maria. Păi cum să o voteze pe Maria atâta timp cât ea a fost numărul 1 săptămâna trecută la echipă, a adus cele mai multe puncte din echipă. A votat din punctul meu de vedere sportiv și încă ceva vreau să vă spun că săptămâna aceasta nu sunt convins 100% că Maria va ieși pe locul 2 sau da, de ce nu chiar pe primul loc, dar săptămâna viitoare cu siguranță și Maria va fi foarte, foarte votată de la echipa războinicilor pentru că este simplă și spune lucrurilor pe nume. Acum sper să se înțeleagă cu Albert, sper să fie cel puțin cei doi uniți și automat și rezultatele vin. Am văzut că a început să câștige, iar Albert nu are cum să câștige pentru că indirect cei doi îl lucrează psihic. Dacă îi spui unui om tot timpul că nu este bun, nu este bun, nu este bun, nu este bun, automat și el își pierde încrederea în el. Dragii mei prieteni, vreau să vă lăsați părerea și dumneavoastră în comentarii, vreau să vă abonați și stați aproape pentru că acum o să urmăriți live-ul făcut imediat la un minut după plecarea lui Jador din competiție. Vreau să ascultați cu atenție ce spune Bogdan Mocanu și cum se bucură.
Prieteni dragi, numele meu este Alin și eu vă doresc un weekend pe placul dumneavoastră. La revedere! Eu nu zic asta cu egoism, nu zic cu nimic. Vă zic sincer că abia așteptam să vină. Singurul motiv pentru care aș vrea să rămână era ca să demonstreze tuturor din ce e în stare. Dar eu, unul, abia aștept să vină pentru că... Chiar în momentul ăsta am foarte mare nevoie de el. Nu știu de ce plânge. Băi, plângeți-a dracu de parcă ar împărți salariul cu voi. Băi, nu trebuie nici așa. Trebuie să fim empatici. Oamenii, sunt mulți oameni care s-au atașat în urma Survivor de el, nu ca până acum. Și l-au vrut în competiții. Acum că pleacă, tot o să fie show-uri televizate. Trebuie să reacționați așa. Adică poate mai curând decât credeți. O să vorbesc cu el cam cum nu mi-a răspuns, nu știu, cred că nu. Ce vrei, măi, băiatule? Ce vrei? Ce vrei, tati, zi? O să vorbesc cu el să văd când ajunge la aeroport. Și nu știu dacă să vă anunț pe voi, că se umpli tot aeroportul, o să-l închidă și veniți fără măști, sunteți nebuni. Bine, am ideea așa cam când ar veni, nu știu ora exact. Să faci live când vine la aeroport. Tu crezi că mii de live-uri o să mai meargă când ajung acolo? Ați nebunit? Hai la Belgica, cu el vă dau cazare. De el nu mai vrea locuri exotice, crede-mă, că vrea acasă. Și vrea mâncare multă. O să mai fie emisiunea? Nu știu. Ce o să le scadă audiența? Băi... Este adevărat, un mare număr din audiența emisiunii venea de la el. Acum, na, nu, îți dai seama că o să se mai uite lumea. Audio Survivor am ieșit de pe toate grupurile de Survivor, toate paginile Facebook, Instagram și nici nu o să mă uit nici măcar o secundă. Noi, nici așa nu e corect, pentru că și ceilalți participanți sunt destul de implicați și muncesc și acolo. Na. Îmi pare rău că a plecat mie, dar e idolul meu, sufletul meu, plâng în momentul ăsta. Plânge acum aia de poză, că nu te cred. Nu că n-aș mai fi primit. Hai cum închid ăsta. Nici eu nu mă mai uit, să uită doar pentru războinici, o să le scadă vizualizările. Fără sens n-are sens, fără sens n-are sens. Ar fi frumos să meargă multă lume să vadă că a fost cel mai susținut. Stă lumea în parcarea aeroportului. Da, m-am gândit să-i facem 7500 pe lună sau săptămână la Ajador. Nu la nici 7500 și nici pe lună, nici pe săptămână. N-ai nicio informație. Ar fi tare să mergem să ne adunăm mai mulți. O să aflu curând ora exactă când o să ajungă. Și o să vorbesc cu rudele lui, cu gagicile lui să vă... Un număr foarte mare, niciun țigan nu se mai uită, bă, nu mi-e rușine să spun, dar am plâns. Da, bine, nu știu, refuz să cred că chestia asta cu susținerea lui să fie o fază de etnie. Cred că lumea îl susținea și pentru Caterinca lui. Am foarte mulți oameni care nu sunt din lumea asta și totuși, sau uite, vă dau exemplu mai bine cineva pe care știți, Cătălin Măruță. Deci un om care, pe care l-a câștigat fix prin hazul lui, prin Caterinca lui. Știa cu stică că o să iasă Jador. O dat de gol, a?